Dezbatem întreg subiectul mai pe larg, dar întâi aș vrea să vedem un material. Sunt mărturiile dureroase pe care le-a făcut mama lui Marcel Toader și aș vrea să știu dacă vorbim despre o coincidență stranie sau despre o soartă nemiloasă. Haideți întâi să vedem ce ne-a mărturisit și apoi comentăm. O soartă trasă la Indigo. Da, și soțul meu e născut în 36. Ne-am căsătorit în luna lui octombrie și a murit tot în octombrie. Când citește pe cruce, zice ce soartă a avut omul ăsta. 70 de ani și 2 zile a trăit. Dar Marcel prea puțin a trăit. 56 de ani. Eu îl sunam numai seara și după ce mi-am curățat unghiile, am zis să-l sun pe Marcel. Seara e mai liber. Și m-a sunat nepoata că vorbește lumea că a murit Marcel. Și am zis că glumește lumea. Și am zis lasă că îi dau un telefon. Și a sunat, dar n-a răspuns. Și am dat drumul la Antena Stars și am văzut. Am început să urlu și a venit vecina de jos că m-a auzit. A venit la mine de 1 iulie că am împlinit 80 de ani și de atunci era duminică. Și duminica viitoare l-am sunat. L-am mai sunat, dar numai duminică sau seara, așa îl sunam. Sau dacă era pe drum, dar el gata, cum îi dădeam eu apel, el îmi închidea și mă suna. Nu, mami, lasă, să nu-ți consum tu creditul. Iar l-am sunat și nu mi-a răspuns nimeni. De-abia aștept să-l văd. Îl ducem la Cumpăna, că avem 2 cavouri acolo și îl bag peste bărbatul meu. Acum 13 ani a decedat tot cu inima. Stăteam la televizor, i s-a făcut rău. Când a făcut el primul infart, l-au întrebat medicii. Unul dintre părinți suferă cu inima, tata zice, a decedat. Pe soțul meu l-am sărbătorit joia, la 70 de ani, și a decedat sâmbătă, tot la ora 18.